cineva o căzit de la etaj sau să spart acoperișul de la zăpadă, poate de la gheață. Și cu ocazia asta un închis accesul. Ar fi scris numai, dar nevăzătorii nu prea văd. Ziua. Cu da. La Vitalic. Yeah. Шо нельзя? Туда нельзя. К Виталику? Нет. Да, ла Ион. Тома? Ла Ион, пожалуйста. Да, дичела Виталик нельзя. Ну, потому что нельзя. Идет досудебное следствие. Ши да, когда ел ну троешь, ты ешь на редрептор. Ши так мандук ла Виталик, че сам фачит? Нет, нет. Че сам фачит, так мандук ла Виталик? Ну, зачем? Зачем? Ну, зачем? Ка сал вэц, ворбес ку ел. Ну, вызови ее сюда, и он придет. Эй, Виталик, эй. Позвони ему. N-am eu telefon. N-am. N-am credit. Nu, unde te duci? La Vitalic. Ce tebe? Ce faci? Mă iei de mână? Dar schimb poliția. Dar îi schimbi poliția. Omule, ce pui mâna pe mine? Ai voie să te atingi de mine? A te imești prea zăhădești. Da. Idi сюда, иди сюда. Иди, я покажу бумагу. Бумагу. Що за бумага? Идем бумагу. Eu vă arăt Constituția, omule, dreptul la libertate. O să mă duc сюда, вот читай. На. Ce, anulat Constituția prin documentul ăsta? Asta, почитай вот. Да, судя, написала. Se interzice părâtului societatea orbilor de a crea impedimente reclamantului murs a Vitalii și familiei sale în folosirea spațiului locativ camera 50 până la adaptarea unei soluții. Так. Так читай, читай, читай. Так не мешайте ему. Нет, так подожди, вот смотри, читай. Да. Мурса și Vitalii și familia sale. Păi? Da, и все, ты что? El o folosește, omule, și el trăiește, el locuiește acolo și eu mă duc la dânsă. Решение суда, вы, куда ты идешь? Mă duc în vizită la Vitalii și Mursa. Nu. Ce faci? Eu mă stau aici și eu. Eu chem poliția. Dar chem poliția. Cred că ești neserios. Chem poliția. Oho, așa și eu. Încă n-am văzut. Dar ce adresă e aici? Mai tin că e chetrarilor 2. Mă duc eu să întreb de Ion ce adresă e aici. E ca la Ion se poate de intrat, dar la Vitalic nu. Salut. Mă rog. Spune-te rog ce adresă e aici. Chetrarilor 2A, da? Bună ziua. 2, da. Trimiteți-vă, rog, un echipaj la Pietrarilor 2A. Vreau să intru la un om în căminul societății orbilor și gardianul nu mă lasă. Da. Dar nu știu, uite că eu singură scară locativă. Căminul societății orbilor. Sau a nevăzătorilor. Cu ce ocazie să intru? Pentru că vreau să intru și pentru că... Da. Omul... Nu știu de ce nu-mi permite. Mi-arată un titlu executoriu care spune că îi se permite lui și familiei să o folosească, camera. Dar bun, ei o folosesc, dar eu vin în vizită. Deci eu cred că e o interpretare greșită a unui act normativ. Să vină poliția să constate că mi se împiedică accesul încolo. Oleg Brega. Rămân pe fir. Bună ziua! La Pietrarilor 2A, la căminul societății nevăzătorilor sau asociației nevăzătorilor, vreau să intru la Vitalii Mursa și nu mă lasă gardianul. Da. Oleg Brega. Alo! Alo! Da, vă rog, mulțumesc. Alo! Mi-a încălcat și mie drepturile și lui. Și el are dreptul la vizite și eu am dreptul la libertate de circulație. Este un drept fundamental. Ai vorbit cu glavari mafiei?
la bătaie. Tu ce teamă? Ce? Eu am chemat poliția, cum ai decis să la a ce te lezi? Ce te mânaclă lezi? Vreau să intru la Vitalie Bursa. Ce? Eu nu am mie înseamnă lesi să dimiți. De ce? Ți-ai rușine, te nu te vadă partidul. Tu ești nerușună. Tu ești naglăi. Că vreau să intru, da? Da. Eu îți folosesc un drept fundamental. Așa zici, proiectul dvor tebe, știu le? Nu. U tebe domnul zahoi tot? E spațiu locativ, aici nu dom. Da, ладно, ты локатив. Public. Este spațiu de acces public, da. Здесь инвалиды находятся. Așa. Во-первых. А ты лезешь наглую. Не представляешь это. Кто ты есть? Ești au dreptul. Кто ты есть такой? Un cetățean care are drept. Ты кто такой? Un cetățean. Ce ta cine ești? Neata care mi interzici, te-ai prezentat? Prezentat. Neata care mi interzici, te-ai prezentat? Наглец. Tu ești наглец. Улыбается. Наглый. Îmi imaginez, te așteaptă, da, muși, vine poliția, spune o amendă, s-ar putea chiar dosar penal să ai pentru limitarea drepturilor fundamentale. Ivana să fie martor ocular, da? Și-a pus și ochelarii ca să vadă mai bine. Și-ți de răi, băi, ce că la tine se poate, dar la Vitalic nu. Ți închipui? Da, poliția a chemat-o, dar Vitalic nu, îl sun că eu n-am bani, la poliție e apel gratuit. Dar Vitalic, lasă, mă aștepte. Dacă s-o baricadat aici. Trebuie să cumpere tot căminul ăsta și avea și mai ușor de intrat. Da. Dar parcă nu-s prevenit. Că se cumpere sau și... Nu, nu. Să dă-i drumul de poliție. Ei, nu știu, el mi-a arat iar documentul ăla de la executor în care scrie că Vitalic are drept să folosească locuința. Și treaba mea. Lasă-o să folosească dacă i-o dat voi executor. Eu vreau să intru la el. Să-i dreptul meu fundamental. Corect, corect. Deja. Și, Vitalic, te-ai baricadat și nu dai voie la nimeni să intre, a? Să văd. Cum am baricadat? Ia uite, ți-ai pus haidamacul ăsta la poartă și nu dai voie să intre. Și nici limbile nu le știi. Mă, păi șoam, ne predstavim. Dar cine? Dar dumneata cine ești? Mine. De cine ești, dumneata? Я не разрешаю себя снимать. Эй, да, suntem în spațiu public, suntem în spațiu public și gata. Не нарушаете право. Хорошо. Я кому ж вини полиция, что смотать с ЖДК. Виня муж полиция, что вы плыньте. Меня снимать не надо. Вы нарушаете мое право. Хорошо. Виня муж полиция. Меня снимать на видео. Бон, бон, бон. Я не разрешаю вам. Стоп, так ну давай сынду. Ла и он спать, да, латине, ну. Это личное место, Сергей. Общественное. Не имеешь права. Общественное. Не имеешь права. Не имеешь права снимать без разрешения. Dar cine omul ăsta? Are vreo funcție? Încet, încet. Dar cine omul ăsta? Are vreo funcție? A, el e șef de cămin. Am vrut centru la Vitalie Mursa și nu mă las. Ia cam ușa să vă explic. Că vine și poliția. O. Doi sectori ești venit, nu numai unul. Bună ziua! Vreau centru la Vitalie Mursa și iată omul ăsta îmi stă în cale, mă forțează fizic, mă înjură și mă dă afară. Deci îmi limitează un drept fundamental, dreptul de acces. O secundă. Pe rând. Pe rând. Если вам так надо, я имею право даже вам не разрешить сюда зайти, но я вам разрешаю как комендант. Я вот эти щи фаварим фаши. Пожалуйста, садитесь в фойе и разговаривайте. Олег Брега, мой номер. Eu sunt Oleg Brecu. Eu de asta știu. Vreau să intru la Vitalic Mursa. E ca la Ion mă las, dar la Vitalic nu. Sunt prieteni nevoastră sau cine? Dar treaba mea cine-i? După tată. Iamantul meu. După tată. Colega lui Ioan. Subiemnă sledstie. Я нарушил судебную комнату. Секундочку. 73. Судебное следствие. Вы знаете, что это такое? Да, я вспомни, как трындежник Теона. Правильно и по закону. Судебное расследование. Так судеб... Угрейтен лимбару, США, Кенусо. Păi, da, eu înțeleg, dar și fel de судебно. Vedem șașe. Vedeți, dosar penal acolo și, nu știu, e dosar civil. Acolo scrie că are voie să folosească locuința. Da. Eu aș vrea să... Tetam, da, am filmat, am filmat cum mă forțează, mă apucă de mână și mă dă afară. Mă pune să stau pe scaun și eu cu chilul lui, da, cu forță, stai pe scaun. Domnilor, dacă nu vă supărați, eu sunt Vitalie Mursa. Am înțeles, înțeles. Să vă fie clar. Da, îmi spune Tony Rantuș. Poftiți? Tony Rantuș mi-i spune. Cheamă-l frumos pe Alex. Cheamă-l frumos pe Alex. Da, Alex, cine? Mai pe scurt, a mai fost făcut o chemare similară pe, să nu mint, 11 decembrie 2016. A, mai fost cazuri, da? Tot nu a dat voie la lumea. Atunci trebuia să vin tatăl meu. Adică a intrat, tot nu i-a permis. Oho. Poliția a investigat și domnul în cauză, Bătrânciuc sau Bătrânce, eu nu sunt sigur, Dumitru, adică care e acum la recepție. Comendant. Da, nu, nu comendant. Indian? Nu, care e paznic. Care e paznic astăzi, da? Dumea lui a fost prevenit verbal. Aaa, trebuie amendat că aveți țin în minte. Păi da, atunci a fost prevenit verbal. Mă rog, în fine, se întâmplă.
Acum eu cred că dumneavoastră trebuie să fie... Dar tu ai și acte, Alexandru. Ce? La șecar de la poliție. Păi, Alex, uite, te rog frumos, trebuia să fie pe poștă repede. Ați odată răspuns poliția că l-a avertizat, da? Da. Poate nu înțeles, că eu spus în română. Astăzi chestia rog de la... Și eu vă rog, domnul părțăș. Dar vieți, eu am citit ce-i scris. Nu, nu. Eu leu cu mine. Și voi vreți. Copii Xerox. Copii la... Вы хотите сделать копии вам? Нет, у вас есть копия вот это в этом данном документе. Есть ещё копия. Оригинал вы хотите? Нет, копия. Нет, ещё одна копия. А, я как мой сын, сент копия кула, как я около сент копия, да. Вот две. Пожалуйста, можете одну. Дайте одну, пожалуйста. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Титлу екзекуторию. Хай вы используете локуенца. Și eu, dacă doriți, vă arăt încă ceva, mai interesant. A duce tu pași dacă aveți și aveți, am că nu știu că doriți. Și ați cinci sat, domnule. Da, da. Dar și nu se poate scris o plângere aici, că eu vreau să intru la Vitalic. Nu, stați secundă. Dependență și cum e ocupat dumneavoastră. Dacă el e ocupat, nu știu cum, dacă e liber, vine cu aș, după, nu e problemă. Și ai bun, Vitalic. Da, nu poate, nici ea ne vrea și nici chem conflictăva, aia ca aici, la advocat, e copia răspunsul la poliție. Și într-o lună el nu înțeles treaba asta, da? Peste o lună iar repet. Dar au mai încercat să vină și alții după aceea? Da, au mai încercat. A, și-au reușit. Da, acolo este... Înseamnă că sunt paznici diferiți, da? Uneori ne mergi... A, și uneori unul e rațional, dar altul e... Nu, mă rog. Dar celălalt persoană vă... Toți trei, da. Vă scontă. Iată, eu ce vă arăt, mă vă rog frumos nume luați. Aici este procesul de executare. Telefon. Prima foaie. Da. Asta este procesul de executare. Da, da, da. Eu mă judec cu societatea organului. Sau asociația nevăzătorilor, de-am și-o schimbat numele. Societatea, asociația... Societatea, asociații, juridic, practic nu au... În fine. La dumneavoastră, în cazul de o să află pe cine în instanță, da? Da, da. Careva hotărârea instanței definitiv nu fost. Încă nu. Asta și ideea. Eu vrem să vă rog ca ei să vă prezinte vreo decizie a cuiva în scris. Ce a fost zis, cred? Sclifos. Cred că Sclifos a zis. Apoi îți bazează titlul executor. Nu, păi de asta și vorbesc. O decizie în scris, ștampilat, corect. În cazul... Execut ordine verbale. Da. Okay. Un sclifos, probabil. Nu, eu nu retrăiesc, domnule. Eu nu retrăiesc, doar că... Nu prevede. Tot trebuie să merg nu la... prevede, în dosar. Da, am înțeles. Hai să înseamnă că chestiile și țelit de procedura juridică, vine inspectorul în sector, dumneavoastră scrieți... Scrim plângere, da. Cum, o scrim acum și... Da, el acum și-a cu vinicoași. Noi suntem batalion de exerție cooperativ, ca să trăiți corect. Da, dacă ne-am apucat la bătut aici, pe rep de zile să ne dispartă. De acord. Înseamnă că dumneavoastră nu vă certați, nu vă bateți, dacă mai este necesar prezența. Da, dar uitați, eu vreau să intru acum la Vitalic. Iată, să vină polițistul și la Vitalic să lucrăm. El nu mă lasă, că aici este. Puteți să mă asigurați să intru la Vitalic? Iată acum, cu dumneavoastră de față, putem să intrăm la Vitalic? Tu, știu, eu. Ați poliției, razreșaite zăite? Știu. Ce написано? Știu написано? Hai, domn polițist, vă rog să ne asigurați un drept fundamental de acces la Vitalic. Там что написано? Там написано. Вы не имеете права ставить. Виталий, вы сын трамвая тени. Вы сын трамвая тени. Палки в колеса мне и моей семье, да? А там не написано, что можно нельзя другому. Eu m-am plâns că mincal cu drept. Пишите мне, пожалуйста, вашим байки. Eu m-am plâns că mincal cu drept. Puteți, vă rog, să încetați контравенция. Deci el mincal cu dreptul de acces. Putem să intrăm la Vitalic acum. Vitalic, intrăm la tine. Eu? Unica. Eu? Hai, eu? Hai, Adem. Ia că e ultima. Последняя. Da. Bun seama. Разрешайте, почему вы? Нет, вы не имеете права. Мой мог сказать... Что вы что... Он? И вы не хотите слушать. Он? Стой, я ставлю для подруга. Да, да. Зашли ночью по-городски, залез в эту комнату, вот, и не выходил в течение двух месяцев. Сейчас идет досудебное следствие, и решили так, что пока идет досудебное следствие, вы же там читали, ну, да. Имеет право только его семья зайти, больше никто. Там же написано, фамилия. Его семья там жить имеет право, а зайти может любой. Запрещать человеку.
пожалуйста, представьтесь и запишите, кто был. Сережа, да. Запиши, кто был, кто представился. Вот если да, чина и лемори, не везут к интерзите. Останется, будьте вы отвечать. El își față de poliție interzice. În primul rând, domnul, nu are dumnealui interes, dumneavoastră ce aveți intenția, stați acolo, străiți-o? Că... Nu, nu. Unde și ne preștea o școală? Nu, și chiar dacă aș rămâne, ar chema poliția și ar invoca titlul. Mă scuzați, eu duc răspundere, duc ceva să întâmplă înăuntru. В общежитиях оставляют паспорт, пожалуйста, пусть оставят. А, да, форт-курьер. Да. Везму документы для самостоятельности. Да, лас, так треба. Да, я не кредка, я не кредка, я не персона авторизации, я бюллетену. Ну, мало полиции спрезент. Ну, мало полиции спрезент бюллетену, ну, ла, ваш тер. Ну, а, карива, карива. А ты иди, любой другой общежитие, зайдешь, иди. Ищи свои ласуари. Любой другой. Пермису де кондуче. Мединститут, мединститут. Пожалуйста. Нет, пора этому положить конец, уже все, хватит.